Toamna acestui an va aduce o nouă etapă de disponibilizări din cadrul unităților miniere din Valea Jiului. De această dată, numărul celor care vor fi nevoiți să părăsească mineritul este de 250 de persoane. Cei care vor pleca vor primi o serie de sume compensatorii. Sunt prevăzute pe notificare 250 de disponibilizări care se vor efectua de la cele trei unități miniere prevăzute în programul de închideri, respectiv de la Petrila, Paroșeni și Uricani. Cred că se vor face în a doua jumătate a anului. Vor ieși pe aceleași condiții pe care au ieșit și ceilalți în anii trecuți, pe 116 cu 22-24 de salarii compensatorii. În prezent, numărul angajaților companiei este de 7662 de persoane. După noul val de disponibilizări, numărul acestora va scădea pentru prima dată sub 7500 de angajați. Aceasta în condițiile în care, în urmă cu 20 de ani, în Valea Jiului, în minerit, activau circa 50.000 de oameni. Polițiștii și jandarmii hunedoreni au împărțit astăzi pliante devenilor, vorbindu-le despre importanța votului legal. Acțiunea s-a desfășurat în zona pieței agroalimentare din Deva, în cadrul campaniei Votează legal, mita și votul ilegal înseamnă închisoare. Votează legal, mita și votul ilegal înseamnă închisoare. Este o campanie de informare a populației, cetățeni români cu drept de vot. Aceștia sunt informați cu privire la legalitatea votului. În județul Hunedoara efectuăm acțiuni în care vom împărți peste 1800 de afișe și 8000 de pliante. De asemenea, vom desfășura activități și pentru prevenirea și combaterea turismului electoral și a votului multiplu. De asemenea, polițiștii le-au explicat devenilor că cei care votează fără a avea drept de vot sau cei care votează de mai multe ori în ziua referendumului sunt pasibili de închisoare de la 6 luni la 5 ani. Autoritățile au prevăzut măsuri pentru a depista fraudele electorale, iar cetățenii care săvârșesc asemenea fapte vor suporta rigorile legii. Astfel, legea numărul 3 din anul 2000 prevede termenul de 60 de zile de la data referendumului, în care Biroul Electoral Central va înainta copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate în cadrul secțiilor de votare, autorității electorale permanente. Acestea vor fi verificate în vederea depistării eventualelor voturi multiple și se vor sesiza organele de urmărire penală în cazul persoanelor care au votat de mai multe ori. Potrivit legii, cu aceeași pedeapsă se sancționează penal și promisiunea, oferirea sau darea de bani ori de alte foloase în scopul de a determina alegătorul să voteze sau să nu voteze în cadrul referendumului. Fetița de doar 11 ani din Orăștie, rămasă gravidă, a primit asigurări că va fi susținută de către reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. Aceștia au precizat că minora va fi ajutată pentru a depăși eventualele traumatisme psihologice ce ar putea apărea în perioada imediat următoare. Deocamdată, fetița beneficiază și de sprijinul familiei, atât minora cât și părinții ei, precizând că actul sexual, în urma căreia a rămas însărcinată, s-a consumat fără acordul acesteia. Tatăl copilului, și el din Orăștie, are doar 19 ani și a fost arestat preventiv. Acesta este acuzat de viol, deși tânărul susține că a fost vorba despre un act liber consimțit. Municipiul Deva a fost astăzi gazda celei de-a cincea întâlniri a Platformei Regionale pentru Eco-Inovare, organizată de către Asociația Municipiilor din România. Întâlnirea, care face parte din proiectul european Ecrain Plus, se adresează în mod deosebit municipiilor și instituțiilor publice și private cu preocupări în domeniul eco-inovării din regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est. Manifestarea a fost deschisă de primarul municipiului Deva, Petru Mărginean, și de către Narcisa Muraru, directorul executiv al asociației.
Mai devreme sau mai târziu se va pune problema regionalizării. Sperăm că nu de azi pe mâine. E foarte important să nu se facă de pe azi pe mâine și sub forma unor analize profunde, începând de la fiecare cătun, sat și până la orașele cele mai importante din județ. Statutul municipiului, în special acelui reședință de județ, va trebui regândit în funcție de forma noi unități administrative. Pot presupune că aceste preocupări pe care le cunosc, dar cărora nu trebuie să le fac față până, nu trebuie să le fac față până în urmă cu o lună, nefiind primar, sunt pe agenda curentă Asociației Municipiilor din România. De la început, Asociația Municipiilor din România s-a implicat în probleme de mediu și aș menționa agenda locală 21, seminariile organizate cu biroul TAEX al Comisiei Europene, multe programe și proiecte realizate în colaborare cu ONG-uri implicate în probleme de mediu. Proiectul Ecrain Plus face parte din preocupările susținute pe plan european pentru reducerea agresiunilor asupra mediului înconjurător, iar în ultimii ani, ecoinovarea și-a demonstrat utilitatea inclusiv pentru a asigura noi locuri de muncă și pentru dezvoltarea mediului economic. Calendarul activităților din proiect cuprinde reuniuni de comunicare și activități specifice organizate de cei 12 parteneri europeni. AMR este responsabilă de organizarea 6 întâlniri regionale pentru inițierea și constituirea unei platforme regionale pentru ecoinovare. Cu prilejul acestor întâlniri, participanții se familiarizează cu tematica largă a ecoinovării. În cadrul întâlnirilor se reunesc principalii actori locali și regionali pentru colaborare în proiect și sunt prezentate proiecte sau inițiative, cazuri de bune practici și instrumente pentru sprijinirea ecoinovării în România. Schimbările de conducători din cadrul unora dintre unitățile miniere din Valea Jiului continuă. Astfel, după ce recent, directorul Sabin Drăghici de la Mina Paroșeni a fost schimbat cu Aurel Angel, acum a venit rândul și șefului de la Livezen să fie înlocuit. Prin urmare, potrivit deciziei directorului general al Companiei Naționale a Huilei, Laurean Nădășan a fost schimbat cu Constantin Barchi, fost inginer, șef producție, investiții în cadrul companiei. Rezultatele obținute de exploatarea minieră Livezeni în ultimele 8 luni, deci au determinat aceste schimbări. Deci trebuia luată o decizie și nu a mai întârziat în luarea acestei decizii datorită rezultatelor slabe obținute de această unitate minieră în ultima perioadă. Deci de acum înainte sperați că treaba deci sper mai într-o revigorare a activității la exploatarea minieră Livezeni. În altă ordine de idei, acest an va mai aduce și alte schimbări în mineritul din Valea Jiului. În primul rând, unitățile viabile urmează să intre în componența complexului energetic Hunedoara, iar apoi numărul minerilor se va reduce cu alte câteva sute de persoane. Peste 1 milion de creștini români l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Ilie, patronul lor spiritual. Despre Sfântul Proroc Ilie se spune că este singurul care s-a urcat la cer, nu numai cu sufletul, ci și cu trupul. Sfântul Ilie a fost fiul unui preot din Ținutul Arabiei și a locuit în cetatea Tezve, dincolo de Iordan. A trăit pe vremea lui Ahab cu peste 800 de ani înainte de întruparea Mântuitorului. Apărător al credinței monoteiste, Ilie a fost binecuvântat de Dumnezeu cu harul de a face minuni, printre acestea aflându-se și învierea fiului văduvei din Sarpeta Sidonului, despărțirea apei Iordanului sau prezența înaintea lui Hristos la schimbarea la față pe muntele Tabor. În panteonul românesc, Sfânt Ilie este zeul focului și al soarelui, având puterea de a lega și dezlega ploile. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara va organiza vineri, 27 iulie 2012, o nouă bursă a locurilor de muncă. Acțiunea se va desfășura în rețeaua teritorială a agenției, respectiv în Deva, Simeria, Hunedoara, Orăștie, Călan, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan și Brad între orele 9 și 13. Participanților la bursă le va fi distribuit numărul 53 al publicației lunare a Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara, Piața Muncii de Hunedoara.
Aceasta cuprinde o serie de informații de interes public, precum și lista locurilor de muncă existente în județ. De asemenea, există o secțiune dedicată ofertelor de muncă provenite din spațiul comunitar. Agenții economici din județ pot depune oferte de locuri de muncă vacante până în data de 27 iulie 2012 la sediul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă din Deva, Piața Unirii, numărul 2, telefonul 0254216151 sau la cea mai apropiată agenție locală pentru ocuparea forței de muncă.